Inițiativa deputatului Alianței Moldova-Noastră, Veaceslav Untilă, de a permite votul deputaților de la distanță este una absurdă și contravine oricăror principii democratice, iar adoptarea acesteia va fi încă o demonstrare a uzurpării puterii. Astfel au apreciat unii politicieni acest know-how al Alianței pentru Integrare Europeană. Deputatul Veaceslav Untilă, unul dintre liderii fracțiunii Alianța Moldova-Noastră, a prezentat la biroul permanent al Parlamentului o inițiativă legislativă privind modificarea regulamentului Parlamentului. Astfel, schimbările ar permite deputaților să voteze de la distanță. Potrivit lui Untilă, ei vor putea din timp să-și depună opțiunea la biroul permanent, urmând ca la momentul numărării voturilor președintele ședinței Parlamentului să contabilizeze și opțiunea expusă. Absurditatea unor astfel de modificări involuntar au fost depistate de către deputatul fracțiunii Partidului Liberal, Ana Guțu, care a explicat această inițiativă prin faptul că biletele avia sunt scumpe și că o parte din deputați nu vor să renunțe la deplasările în afara țării. În opinia opoziției, votarea de la distanță este operată în interesele business elitei reprezentate în Parlament. Aceasta este o inițiativă antidemocratică, antieuropeană și cred că astfel manifestă lipsă totală de respect față de funcționarea instituțiilor democratice în Republica Moldova, față de actualul legislativ și, în general, față de instituția de stat, care este Parlamentul Republicii Moldova. Și cred că este chiar și o insultă în adresa întregii societăți și în adresa democrației în Republica Moldova. Noi nu odată am declarat că ultimele acțiuni ale acestei alianțe, care pretinde a fi pentru integrare europeană, de fapt arată că această alianță nu are absolut nimic comun cu procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Din punct de vedere practic, inițiativa domnului Untilă indică asupra incapacității celor 53 de deputați reuniți în Alianța pentru Integrare Europeană de a fi prezenți fizic la toate ședințele legislativului pentru asigurarea majorității, a declarat liderul Partidului Popular Creștin Democrat, Iurie Roșca. Acesta a subliniat că, din punct de vedere juridic, această inițiativă este total alogică, fără precedent în practica mondială. Această inițiativă este și antidemocratică și anticonstituțională și împotriva spiritului parlamentarismului, deoarece votul parlamentar al unui deputat sub nicio formă nu poate fi delegat. Doar prezența lui fizică poate să-i dea legalitate, indiferent de motivul pentru care lipsește. Motiv de boală, motiv de deplasare sau alte motive obiective care îi justifică absența, dar în niciun caz nu transformă absența acestuia într-un vot valid care poate fi calculat. Și această inițiativă este și împotriva înțelegerilor pe care le avem cu Consiliul Europei, deoarece noi suntem țară monitorizată și astfel de proiecte, în mod obligatoriu, trebuie să fie avizate în prealabil de către Consiliul Europei. Această inițiativă, ca și celelalte de acest fel, nu au fost expediate spre avizare dintr-un singur motiv. Conducerea Alianței pricepe foarte bine că un astfel de proiect de lege ar primi un aviz categoric negativ. Zilele acestea, inițiativa domnului Untilă și-a făcut deja teren în legislativ, când Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media a examinat amendamentele la codul audiovizualului. Membrul acestei comisii, care este concomitent și prim-ministru Vladimir Filat, a asistat puțin la ședință și a plecat. Cu toate acestea, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului, adoptând hotărârea privind aceste modificări, Corina Fusu a luat în calcul și votul lui Vladimir Filat, care a lipsit. Astfel, nimic nou în procedura de votare de la distanță, Alianța pentru Integrare Europeană nu propune. Alina Grigoriș, Stanislav Vâșga pentru NIT.